ziua. Era un proiect pe care toată lumea aștepta. Ce vreau să vă spun este al doilea proiect pe care l-avem pe mediu, pe postul de mediu. Primul proiect care este în derulare, știți, apă și canal, care cuprinde o mare regiune din Alba Iulia, tot împreună și cu Consiliul Județean și împreună cu municipalitățile și orașele mai mari din jurul Alba Iulia, un proiect de peste 100 de milioane de euro. Acum vine al doilea proiect legat de stabilitate, care de fapt amândouă se completează unul pe celălalt și putem să spunem odată cu semnarea acestui proiect, pentru că odată semnat acest proiect, el se va implementa în județul Alba, nu în tot județul Alba, dar în această zonă, aceste probleme sunt rezolvate. Sunt rezolvate 100%, pot să fie uitate ca și probleme. Am luat susperat o să semne proiectul ăsta ca să facem mai multă curățenie pe marginea drumului și mai multă curățenie în jurul caselor. Asta este o altă operație pe care trebuie să o facem, însă noi suntem datori ca să punem celor care creează, care generează deșeuri, să le punem la dispoziție tot ceea ce trebuie ca ei să le poată duce acolo și să le duc și bombele să fie puse și reciclate, reutilizate, într-un management complex a ceea ce înseamnă deșeuri. Aici cred că ar fi fost demn de menționat, mai ales acest proiect, numărul locurilor de muncă care se creează, pentru că fiecare proiect și fiecare proiect implementat, numai în Alba Iulia, în județul Alba, peste tot, a generat foarte multe locuri de muncă. Și știți prea bine că din 2008, de când am început să implementăm proiecte în Alba Iulia, s-au menținut sau s-au creat, pentru că suntem în aceea zonă, peste 1500 de locuri de muncă. Sunt sigur că așa că în Popescu sunt câteva zeci de locuri de muncă care se creează, se menține. Și lucrul ăsta este foarte important. Pentru că toată lumea întreabă unde sunt locurile de muncă. Păi uitați-vă, și aici sunt locurile de muncă. Și aici este ceea ce trebuie să facă administrația ca să creeze locuri de muncă. Pentru că administrația nu face fabrici și rizine și țesătorii și chestiuni de genul ăsta. Administrația poate să facă acest lucru. Și eu sunt sigur că atât la Alborea cât și la nivelul județului s-a făcut tot ceea ce se poate ca să se creeze locuri de muncă, să se mențină locurile de muncă, exact ceea ce spuneam înainte. Nu este pe aici cu alea 180 de milioane de euro numai pe aceste două proiecte implementate în această zonă. Despre proiect aveți aici toate datele.